Poveste se numește Cenul Fereasa. A fost odată o tânără frumoasă și harnică. Ea trăia împreună cu mama sa Vitrigă și cele două fiice ale ei, Liniște și Camurățele. Surorile Vitrige o tratau ca pe o servitoare și o porecliseră Cenul Fereasa. Într-o zi, regele organiză un bal în speranța că fiul său își va găsi aleasa inimii. După ce le ajută să se gătească și surorile plecară la petrecere, Cenul Fereasa rămase singură și înlăcrimată. Deodată apăru o zână care, atingând cu bagheta ei magică, rochea fetei o transformă într-o superbă roche de bal. Apoi îi dărui și o pereche de conduri de cristal. Zâna îi spuse să nu stea prea mult la bal, pentru că vraga urma să țină doar până la miezul nopții. Când intră în sala de bal, toată lumea admiră frumusețea Cenului Fereasei. Era atât de distinsă, încât nici surorele sare nu o recunoscură. Prințul o invită la dans și dansă toată seara numai cu ea. Auzind bătăile ceasului din turn, care anunța miezul nopții, ce nu fărea să fugi, dar își pierdu pe scări unul dintre conduri. Prințul îl găsi și porunci slujitorilor să o caute pe cea care îl purtase. Condurul a fost încercat mai întâi de surorele Vitrige, dar s-a dovedit ar fi mult prea mic. Slujitorul o chemă și pe Cenul Fereasa. Spre uimirea tuturor, delicatul condur îi veni fetic ca turnat. Prințul și Cenul Fereasa se căsătorire și trăire fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit!